Timp de 2 zile, la sfârșitul acestei săptămâni, stațiunea Sărata Monteoru va găzdui o nouă ediție a unuia dintre cele mai de succes evenimente artistice din județ. Festivalul Zilele Monteorului, organizat de Primăria și Consiliul Local Merei, împreună cu Consiliul Județean Buzău, le va oferi buzoienilor sâmbătă și duminică un program bogat de spectacole, tradiții și întreceri sportive. Evenimentul se va desfășura în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău. Artiști consacrați și tinere talente vor urca pe scena festivalului, ajuns anul acesta la cea de-a 10-a ediție. Potrivit programului anunțat, printre interpreții locali se vor afla și renumiți artiști precum Pepe, Mihai Trestariu, Daniela Gheorfi, Irina Login și Constantin Enceanu. De asemenea, se va aniversa împlinirea 124 de ani de la înființarea stațiunii balneare Monteoru, 134 de ani de la înființarea comunei Monteoru, 94 de ani de funcționare a minei de petrol și 509 ani de la prima atestare documentară a zonei Sărata Buzău. La finalul festivalului este programat un foc de artificii. Festivalul Zilele Monteorului este un eveniment conceput cu ocazia aniversării a 5 secole de la atestarea documentară a stațiunii Sărata Monteoru și a urmărit încă de la prima ediție să contribuie la relansarea turistică a stațiunii balneoclimaterice, singura stațiune de acest tip din județul Buzău, printr-o serie de manifestări cultural-artistice.